Ședința lunară a Consiliului Județean Suceava a fost aprobată alocarea sumei de 65.000 de lei pentru realizarea unei machete a cetății de scaun a Sucevei. Macheta va avea diametrul de 2 metri și jumătate și va fi o reprezentare a modului în care va arăta cetatea după lucrările de reabilitare. În prima fază, lucrarea va fi amplasată la cetate, după care va fi mutată la Muzeul de Istorie. La muzeu există alte două machete ale cetății, dar de dimensiuni mai mici. Ceea ce a aprobat Consiliul Județean Suceava în ședința de ieri se referă la o machetă cu cetatea după restaurare, o machetă de dimensiuni mai mari, discutăm de 2,5 metri diametru, cu lumină, sigur, încastrată, în propriu spus, acoperită cu sticlă, din fibră de sticlă. Noi nu deținem, din păcate, foarte multe astfel de realizări, sunt însă în Europa muzee care trăiesc doar din machete și din diverse diorame, fie cu lupte spectaculoase, fie cu aspecte din natură. Reabilitarea cetății de scaun a Sucevei a demarat în această vară. Proiectul în valoare de 14 milioane de euro este finanțat din fonduri europene. Lucrările vor dura 4 ani și presupun înălțarea zidurilor și refacerea încăperilor fostei reședințe a voievozilor Moldovei.